În timp ce unii dintre noi au trăit la intensitate maximă sărbătorile și încă au o stare de bine, pentru alții această perioadă înseamnă tristețe, anxietate și chiar depresie. Psihologii spun că revenirea la ritmul normal al vieții, cu griji de tot felul, poate să fie însoțită de tristețe, lipsa concentrării și chiar de un sentiment de neliniște. Ca să depășim aceste momente, specialiștii ne recomandă să facem mișcare și să ne găsim timp pentru prieteni. Cum a trecut Revelionul, grijile iau locul entuziasmului de sărbători în cazul multora. Ioana spune că simte o oarecare tristețe câteva zile și revenirea la rutină nu este tocmai confortabilă. Atmosfera aia entuziastă pentru că atunci totul ești prins într-un iureș, pregătirile, fastul sărbătorilor. Toate astea îți dau o stare de bine, cadouri, e altceva. Acum deja s-au terminat toate. Sacul lui Moș Crăciun s-a golit. Mai te gândești pe la buget, a declarat Clara Tioana. 2023 a venit cu multe incertitudini care își pun amprenta asupra psihicului multora. Eu personal am o oarecare temere. Ce ți-aduce anul ăsta? E problemă și cu vremea asta și contextul general. Ba de criză economică, ba de război. Sunt premise să nu fii extrem de optimist, mai spune Ioana. Reînceperea serviciului este greoaie pentru că de cele mai multe ori ne întoarcem mai obosiți decât am plecat. Sentimentul de oboseală este aproape cronic. De aceea, prima săptămână este dificilă, a declarat Ovidiu Telegescu, psiholog. Psihologii spun că este normal ca întoarcerea la rutina cotidiană să fie dificilă și stresantă. Să nu uităm că perioada de sărbători înseamnă și consum excesiv de carne, alcool care încetinesc reacțiile noastre normale și taie de pe lista noastră principalul factor de serotonină, activitatea fizică, a declarat Ovidiu Telegescu, psiholog. Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății arată că 10% dintre români suferă de depresie. Specialiștii spun însă că acest procent este mult mai mare, dat fiind faptul că românii se feresc să ajungă la psiholog sau la psihiatru. Ca să depășim stările de stres sau anxietate, specialiștii ne recomandă să facem mișcare, să încercăm să fim mai cumpătați și să nu uităm să ne facem timp pentru noi. Iar dacă stările depresive se adâncesc, să căutăm ajutor specializat, relatează Observator News. Grow.